Asociația Educatorilor Suceveni organizează în perioada 20-24 august cea de-a 14-a ediție a școlii de vară pentru juniori, dezvoltare personală prin sport, la liceul cu program sportiv. Precedată de o săptămână în care voluntarii elevi de liceu au format echipa și au pregătit terenul pentru cei mici, școala de vară pentru junior propune participanților ateliere de dezvoltare personală, art and craft, competiții sportive, vânătoare de comori, atelierul de nutriție și gătit și nu în ultimul rând o excursie cu trenul la Gura Humorului. Prima săptămână am încheiat-o, a fost cea dedicată voluntarilor, o săptămână în care s-au cunoscut, au consolidat spiritul de echipă și au muncit foarte mult, dar au făcut-o, spun eu, cu plăcere, din dorința ca cei mici, cei care au venit astăzi pe 20 august la școala de vară, să se simtă bine. Anul acesta, ca în fiecare an, le-am pregătit activități în care se vor dezvolta personal, vor lega prietenii, își vor dovedi creativitatea. Am gândit oarecum zilele pe anumite teme. Ziua 1, astăzi, vor crea, vor colora lumea noastră. Le-am pregătit un spațiu foarte generos în care vor picta pe perete. De asemenea, vor crea tot felul de lucruri, deci ateliere de art made. Încercăm să învățăm să comunice mai bine, eficient, să lege prietenii, urmând ca cea de-a doua zi să fie una în care vor dovedi că se cunosc deja. Vom pune la încercare spiritul de echipă în tot felul de activități sportive pe care le-au pregătit voluntarii de la Asociația Județeană Sportul pentru Toți. Componenta noastră este evident sportul, pentru că reprezentăm Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava. Marți, toți voluntarii asociației noastre vor fi prezenți la stadion și în sala de atletism și împreună cu copiii se vor distra. Până la urmă, cred că asta ne dorim, să scoatem aptitudinile și calitățile motrice în evidență ale acestor copii, pentru că au nevoie și de un mediu organizat în care să se simtă bine. La școala de vară sunt voluntari care au crescut odată cu fiecare ediție de la an la an. De la vârsta de 3 ani, vin aici în fiecare an pentru că colectivul este super fain, toată lumea este prietenoasă și dacă ai vreo problemă, oricine te poate ajuta. Facem activități super interesante. Eu până acum 2 ani am fost participant, nu voluntar, de acum 2 ani am fost voluntar și pot spune că și colectivul de copii este foarte frumos, dar totodată și voluntarii sunt foarte de treabă și prietenoși. Eu sunt participant aici 4 ani, 2 ani am fost voluntar și chiar în fiecare an este o experiență unică și mă face să vin în fiecare an, învăț odată copii, lucruri noi, îmi fac prieteni noi. Și experiența de a sta cu copii chiar parcă te face mai bun, te face mai deschis și începi să-i iubești odată ce te uiți la ei, cum se joacă, cum pictează și cum fac diferite ateliere. Sunt participat la școala de vară de când aveam vârsta de 9 ani. Am petrecut de atunci la fiecare eveniment care l-a făcut acest școala de vară. Mi s-a părut de fiecare dată frumos și distractiv și anul ăsta pentru prima oară particip ca voluntar și este o experiență nouă. Văd cum lucrau și ceilalți voluntari când eu eram elev, să zicem, ca în această școală de vară și este o experiență destul de diferită față de ce am trăit până acum la școala de vară. Vezi din altă perspectivă tot ce se întâmplă. Adică tu trebuie să ajuți copiii, nu tu trebuie să fii ajutat. Activitățile sunt coordonate de profesori din întreg județul. Voluntari ai ASV. Ca în fiecare an, partenerii care contribuie la buna desfășurare a activităților sunt Inspectoratul Școlar Județean, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Asociația Județeană Sportul pentru Toți și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională.